Șoptește inima, 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 simte că e aproape primăvara. Și nu știe nimenea, și nu știe nimenea, gândurile mele unde zboară. Se trezesc câmpiile, cântă ciocărlie. Spune tu, Mariana, știi cine a trimis această surpriză la tine? Mama? Crezi că doar mama te iubește? Exact, amândoi te iubesc la fel de mult și vor să, ca viața voastră mereu să fie plină de surprize și să vă uimească frumos de fiecare dată. Acest buchetel de flori este pentru dumneavoastră și pentru doamna Elena. Acest buchetel de flori este pentru dumneavoastră. Ia spune tu, Mariana, ce ai tu pentru mama? Am o poezie. Măicuța mea, drăguță, mi-e dor de tine acum, te aștept cu drag acasă, pornește-te la drum. Măicuța mea frumoasă, mă ții la pieptul drag, să nu uiți niciodată de-a ta ca să cu prag. Mi-e dor de tine, mi-e dor de tine, mamă, din glasul tău din zori, mi-e dor, măicuță dragă, te iubesc și te ador. Și acești părinți minunați au și ei câte un cuvânt de felicitare pentru voi. Mariana și Nicoleta, astăzi este zi de sărbătoare, 8 martie, zi de mărțișor. De aici, din depărtare, vrem să vă spunem că ne este foarte dor de voi și venim cu o urare. Sănătate vă dorim și pe tot parcursul vieții voi mereu să tot zâmbiți. Pentru noi, dragile noastre, voi sunteți dar dumnezeiesc, sunteți lumina vieții noastre și tare mult noi vă iubim. Pentru toate vă mulțumim și vă spunem că ne mândrim cu voi. Vă iubim tare, tare mult, cu drag din partea părinților, atât mama cât și tata. Vă iubesc la fel de mult. Voi sunteți prințesele lor. Așa este? Mulțumesc! Tu iubești pe ei la fel? Da. Dar de ce iubești pe mama? Cum este ea? Este frumoasă, este blândă și responsabilă. Dar tatăl? Tata este puternic, responsabil și grijuliu. Deci pe arepele primăverii și cu acei ginga și ghiocei care au răsărit acum în primăvară, urez la toate femeile, la toate mamele, multă sănătate, bunătate, fericire și liniște sufletească, împlinire, realizări în toate. Și mulțumim pentru surpriză, doamnei Nadejda. Da, mulțumim frumos. Felicit și eu din ocazia de 8 martie toate femeile lumii. Să fie sănătoasă, frumoasă, ca florile, zâmbitoare, iubitoare și să aibă o viață îndelungată până la deci bătrâneță. Da, Mariana! Salut! Salut, prințesa! Să fiți mereu frumoase, fericite, gingășe și mândre de ceea ce faceți. Vă iubesc foarte mult și vă mulțumesc că aveți foarte multă răbdare să stați fără mine și să o stimați foarte mult, tante Elena, să o iubiți, să are grijă de voi. Mulțumesc! Te aștept cu drag acasă! Primăvară, primăvară, te amintești a câta oară de lumină dragostei din tâi. Primăvară, primăvară, te amintești a câta oară de lumină dragostei din tâi. Trec în goană clipele, 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 multe flori de-atunci se scuturară. Ne-au crescut aripele, ne-au crescut aripele.